În volumul Cuviosul Paisie Aghioritul, Mărturii ale închinătorilor, există mai multe declarații privind profeții făcute de Cuviosul Părinte Paisie Aghioritul, care se leagă de izbucnirea unui conflict mondial. Iată câteva dintre ele așa cum au fost transcrise de cuvântul ortodox. Astfel, Karafeizis Vasile, ofițer în rezervă al armatei Greciei, spunea că starețul mi-a explicat în continuare că diavolul urmărește distrugerea omului, însă Dumnezeu nu îngăduie să se facă aceasta. Dar ce face el? Îngăduie diavolului să facă rău până la un punct, dar numai atunci când din acest rău va ieși un bine. Apoi a spus că ceea ce a pățit Irakul va păți și Turcia de la o putere aliată și mai ales de la americani. Își va pierde chiar și prietenii cei mai buni pe germani. De asemenea, a spus că în Italia va apărea un nou Mussolini, în Germania un nou Hitler, iar comunitatea europeană se va dizolva. Toate acestea le spunea în 1992. Un alt ofițer în rezervă, Alexandru Iconomu, afirmă că starețul i-a spus în 1994: tu nu trebuie să te mâhnești și să te temi de Turcia, căci ea se va destrăma. O vor destrăma chiar aliații ei. În Bosnia se va forma un stat musulman. În acea vreme nu exista acest stat, dar acest fapt se va întoarce împotriva lor, a musulmanilor, deoarece în acest fel se va crea mai târziu statul curd în inima ei, a Turciei. Dar cea mai interesantă mărturie despre prorocirea Sfântului Paisie vine din partea lui Vasilis Stavros, fost ofițer de poliție și teolog. Conform acestuia, încă din 1991, Părintele Paisie i-a spus despre soarta Turciei și a Istanbulului: Turcia se va dezmembra. Această dezmembrare fricilor le va fi de folos. Atunci, ținuturile noastre vor fi eliberate. La fel și Constantinopolul va fi eliberat și va redeveni oraș grecesc. Biserica Sfânta Sofia se va deschide și se va sluji din nou în ea. Tot în 1991, profesorul de educație fizică, Anestis Mavrokefalos, spunea că Părintele Paisie l-a avertizat despre războiul care urmează și care va opune Rusia și Turcia. Ascultă, după provocarea turcilor, rușii vor coborî în strâmtori, dar nu ca să ne ajute pe noi. Ei vor avea alte interese, însă fără să vrea, ne vor ajuta pe noi. Atunci turcii, ca să apere strâmtorile, care au o importanță strategică, vor concentra acolo și alte forțe. Pentru aceasta vor retrage trupele din teritoriile ocupate. Atunci, celelalte țări, 5-6 state ale Uniunii Europene, vor vedea că Rusia va ocupa teritorii și își vor spune: nu mergem și noi acolo ca să luăm niște teritorii? Toți însă vor dori partea leului și astfel vor intra în război europenii. Ultima mărturie consemnată în carte datează tot din 1991. Asemănările cu ceea ce se întâmplă aproape 25 de ani mai târziu sunt teribile. Ea aparține unui monah din Sfântul Munte Athos, care a stat de vorbă cu Sfântul Paisie. Turcii ne vor lovi, dar Grecia nu va suferi prea mult. Nu va trece mult timp după atacul turcilor și rușii îi vor lovi pe turci și îi vor căsăpi. Așa cum rupe o coală de hârtie, așa va fi sfâșiată Turcia. O treime din turci vor fi uciși, o treime se vor încreștina sub ruși și o treime va merge în adâncurile Asiei. Dar după destrămarea Turciei, Rusia nu se va opri. Va continua războiul până va ajunge în Golful Persic și își va opri trupele lângă Ierusalim. Atunci, puterile occidentale îi vor soma pe ruși și le vor da 6 luni. Rusia însă nu își va retrage trupele și atunci puterile occidentale vor începe să aducă trupe pentru a-i ataca.
pe ruși. Războiul care va izbucni va fi mondial și în cele din urmă rușii vor pierde. Se va vărsa mult sânge, marile orașe vor deveni ruine, dar grecii nu vor participa la acest război. Toți din jurul nostru se vor sfâșia unii pe alții, însă noi vom sta deoparte. Sfântul Paisie Aghioritul a fost unul dintre cei mai iubiți și mai apreciați părinți de la Sfântul Munte Athos. Era vizitat anual de mii de persoane din toată lumea. A murit în 1994 și a fost canonizat.